La sfârșitul săptămânii trecute, echipele Code Warriors și The Resistance au luat parte la faza regională a concursului de robotică First Tech Challenge. Acestea au ajuns în finala competiției desfășurate la Cluj-Napoca, reușind să câștige totodată și două premii importante. A fost o experiență deosebită pentru ambele echipe ale Liceului Rot. Noi de la Code Warriors, împreună cu echipa noastră Resistance, am participat, am jucat câte 6 meciuri și ulterior noi am reușit să ne calificăm direct în semifinală și am ales pe colegii noștri din echipa a doua și pe echipa Cronbos din Brașov. Am jucat semifinale împreună și le-am câștigat și am ajuns în finală. Pe lângă asta am obținut și două premii. Echipa noastră Code Warriors a obținut premiul locul 3 la Inspire Award, care este un premiu care atestă recunoașterea jurului pentru o echipă foarte complexă, care e foarte bună la fiecare departament în parte, adică și mecanică, și programare, și non-tehnic. Și colegii de la The Resistance au obținut premiul 2 la Control Award, adică un premiu pentru programare. Ce urmează pentru voi? Pentru că am înțeles că v-ați calificat practic și la faza națională. Ambele echipe ne-am calificat la națională și în perioada 27-29 martie vom participa la Cluj-Napoca, unde o să fie, cred că peste 100 de echipe de data asta și la fel, o să fie foarte multe meciuri, interviuri cu juriu, inspecții și o să fie și mai multă presiune pentru că vor fi multe echipe bune și din alte zone. Obiectivul pentru această competiție? Obiectivul nostru personal este să ne clasificăm cât mai bine în clasamentul final, să îmbunătățim robotul de acum, pentru că oricum mereu este loc de mai bine.